Să aveți bucurie, sufletelor dragi, fiți binecuvântați la o nouă reîntâlnire cu dumneavoastră, cu o temă de mare interes. De ce? Pentru că ea tratează de altfel probleme pe care noi le generăm, pe care noi le trăim și problemele despre care eu vă voi vorbi în această emisiune sunt atât de reale încât fac parte din viața noastră. Mulți dintre cei care mă ascultați și îmi ascultați emisiunile, îmi spuneți: părinte, în emisiunile în care ne vorbiți, parcă îmi vorbiți mie personal. Și aș vrea să știți, iubiții mei, cei care vă dedicați o oră sau două din timpul vostru valoros, că da, într-adevăr, vorbesc sufletelor voastre, pentru că fiecare om are de povestit câte ceva, fiecare om ar putea să scrie o carte despre problemele lui, fiecare om ar putea să scrie zeci, sute de rânduri despre bucuria, despre tristețea, suferințele care astăzi au luat locul momentelor frumoase din viața lui. După cum citiți pe micul ecran, am ales în această emisiune să vă vorbesc despre puterea gândului care ne poate influența viața. Și vă spun că este foarte real ceea ce citiți și este reală afirmația că gândul de fapt creează istoria prezentului și a viitorului, în care noi de altfel ne vom regăsi prin modul și felul în care am decis și am hotărât să ne organizăm viața. Un mare înțelept spunea că noi devenim de fapt ceea ce gândim. Lao Tzu, poate ați citit cărțile lui, și ne gândim câtă dreptate are acest om atunci când în una dintre expunerile sale făcea comparația dintre oameni și răspundea de altfel unor întrebări pe care și noi ni le punem frecvent: de ce există oameni buni și de ce există oameni răi? Să știți că și răutatea, dar și bunătatea sunt hrănite de aceste gânduri pe care noi le fabricăm și pe care noi de altfel le punem în aplicare în fiecare zi, pentru că prin gânduri ne determinăm prezentul și ne putem construi sau ne putem distruge viitorul. Aș vrea să fii atenți la această emisiune, în mod special tinerii. Și nu numai tinerii, pentru că indiferent de vârsta pe care o avem, știți că am întâlnit oameni la 80 de ani care mi-au spus: părinte, eu nu mă simt bătrân sau bătrână, am sufletul tânăr. Tinerețea și anii pe care noi încercăm să-i numărăm sunt cifre. Drept dovadă că există oameni care au 70 de ani și arată ca un tânăr de 40 de ani sau 45, și sunt oameni care au 80 de ani, arată la fel ca o tânără sau ca un tânăr de 50 de ani, și există inversul a ceea ce vă spun, oameni de 50 de ani care, din păcate, chinuiți de propriile lor gânduri, sunt foarte îmbătrâniți, sunt foarte triști și pe chipul lor și în ochii lor se poate citi de altfel tristețea și înfrângerea pe care ei au acceptat-o și cu care de fapt s-au obișnuit, pentru că mulți oameni sunt astăzi obișnuiți cu suferința, sunt obișnuiți ca în fiecare zi când se trezesc să se trezească cu lacrimile în ochi și când adorm să adoarmă în aceeași stare
încercând să își explice această suferință ca o boală pe care medicii o numesc depresia sau anxietatea, deși, repet, nu are nicio legătură cu aceasta. Eu n-am întâlnit din experiența pe care am ca mentor, ca preot, ca sacroterapeut, oameni care sunt foarte triști și oameni care astăzi suferă să fie vindecați de pastilele psihotrope. Pastilele psihotrope, iubiții mei, care sunt recomandate de multe ori de psihiatri, nu fac altceva decât să amelioreze starea în care ești și să te aducă într-o zonă de nepăsare. Ori, de fapt, sufletul vostru nu asta vrea. Sufletul vostru cere ajutor, sufletul vostru este cel care astăzi este rănit pentru că a trăit evenimente ce nu erau programate sau nu erau concepute în mintea oamenilor care trăiesc astfel de experiențe, și mă refer la cei care trăiesc dezamăgiri, la cei care sunt trădați, mințiți, înșelați, și ce este mai dureros, mă refer la părinții care suferă pentru copiii lor, pentru că omenirea, tot ceea ce se întâmplă în jur, se află într-o vale a plângerii. Mă veți întreba pe ce vă bazați, părinte, atunci când faceți o astfel de afirmație, și vă voi răspunde: mă bazez pe tot ceea ce văd în jur. Terorism, război, suferință, boli. Pornești televizorul și vezi în fiecare zi oameni care plâng, ți se raportează cazuri noi de îmbolnăviri, oameni care mor. După aceste comunicate pe care noi de fapt le recepționăm de la televizor, ne îmbolnăvim de frică și uităm de fapt de noi, uităm să mai trăim și uităm că înainte de toate, tot ceea ce se întâmplă în viața noastră se întâmplă cu îngăduința și voia lui Dumnezeu. Un om care l-are pe Dumnezeu nu se teme. Și repet ceea ce vă spun. Un om care l-are pe Dumnezeu nu se teme, pentru că Dumnezeu este cel care ia decizia cu privire la prezentul și viitorul pe care tu, iubite suflete, dorești să ți-l construiești sau să-l trăiești, câte vreme te afli în armonie cu universul, sau dacă te afli într-un conflict permanent, atunci îți meriți soarta. Ca să fiu mai înțeles, mulți dintre noi gândim cu ură, gândim cu răutate și cu invidie la anumite persoane care cândva poate ne-au făcut bine. Gândim cu ură și cu invidie la anumite persoane care poate cândva ne-au făcut rău. Aici este de fapt secretul în care se ascunde forța de a reuși să te ridici atunci când ești căzut. Și această forță de fapt ne spune că omul care a fost cândva pedepsit pe nedrept, omul care a fost cândva chinuit, omului căruia i s-a făcut o nedreptate, Dumnezeu îi cere să uite și să ierte. Și știu că aici mulți veți veni și îmi veți spune: cum să iert un om care m-a nenorocit? Cum să uit un om care mi-a distrus viitorul? Tocmai aici este lupta pe care trebuie să o învingi, iubite creștine, pentru că iertarea este ușa care face transferul de la energia negativă la cea pozitivă. Când te duci la biserică, când ajungi în fața unui preot și te spovedești, știu
Sunt mulți oameni care nu s-au spovedit niciodată pentru că nu știu, n-au înțeles și nu știu de fapt cum trebuie procedat sau ce ar trebui să fac atunci când sunt în fața unui duhovnic pentru a li se ierta păcatele. Dar atunci când ai ajuns în fața lui, te duci cu acea convingere că prin mijlocirea rugăciunilor pe care duhovnicul le face către Dumnezeu, îți dezleagă păcatele tale. Și această dezlegare a păcatelor este susținută de porunca pe care a dat-o Hristos apostolilor zicând: oricâte veți lega pe pământ vor fi dezlegate și în cer, și câte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Luați Duh Sfânt, spunea Mântuitorul Hristos. Prin puterea Duhului poți să ridici un om, poți să-l ierți, să-l readuci la lumină și tot cu aceeași putere a Duhului poți să-i închizi șansa și perspectiva pe care acesta o are de a-și găsi echilibru și de a-și găsi răspunsul la noua viață pe care și-o dorește pentru a începe un nou început. Și în acele momente, când te afli în fața preotului, acesta te întreabă dacă ți pare rău și dacă îi ceri iertare lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ai făcut rău. În acele momente, de fapt, se produce în tine acea luptă între a spune sau a nu spune păcatele sau a le mărturisi, pentru că oamenii de regulă când vin la spovedanie se jenează de faptele pe care le-au făcut, se jenează atunci când vin să ceară de fapt iertarea lor prin mijlocirea duhovnicului. Și ce este interesant, că nu s-au jenat deloc atunci când au făcut sau au repetat anumite greșeli. Și iată cum balanța în care se cântăresc faptele bune și cele rele de multe ori este înclinată spre negativ mai mult decât spre pozitiv. Un om care s-a spovedit și a obținut iertarea, de fapt a intrat în acea zonă de lumină în care a început să învețe ce înseamnă o nouă viață și ce înseamnă de altfel șansa pe care a primit-o de la Dumnezeu în momentul în care a cerut să îi se dezlege sufletul de povara păcatelor. Ce te determină să ajungi în fața unui duhovnic? Gândul, iubiții mei. Gândul este cel care, de fapt, acum, pe voi cei care mă priviți, vă pune la încercare de a asculta această emisiune care este în direct, de a asculta îndemnurile și sfaturile mele sau de a judeca de altfel, de a comenta și de a vorbi urât despre acțiunile sau despre învățăturile pe care eu vi le dau astăzi sufletelor voastre. Aș dori să fac o precizare importantă. Această emisiune nu este pentru oricine. Este dedicată doar acelor oameni care doresc să evolueze spiritual și odată cu spiritul să evolueze și material. Pentru că atunci când frecvența sufletului tău crește, când viața ta este conturată de liniște și viața privată, materială, va cunoaște înflorirea pe care cu mulți ne-o dorim sau vă doriți pentru a vă putea împlini anumite vise. Deci cei care nu se regăsesc în ceea ce spun pot schimba cu telecomanda acest canal, se pot uita la un alt program, vor fi câștigați cei care vor avea răbdarea de a asculta și de a înțelege mesajul pe care eu vi-l transmit tocmai pentru a schimba ceva în viața, în mintea și în gândurile voastre.
iubiții mei, ne întrebăm de ce ni se întâmplă nouă multe lucruri rele în viață. Ne întrebăm de ce apar aceste încercări pe care noi, oamenii, le definim ca fiind boli, boli incurabile, boli de piele, insomnii, dureri de spate, dureri de picioare, afecțiuni cardiace. Și vă voi răspunde de ce toate aceste suferințe sunt de altfel rezultatul a anilor pe care noi am trăit și am petrecut zile, minute, ore în suferință sau în plăceri nebunești, fără să ne gândim că va veni ziua în care vom da socoteală pentru tot ceea ce am făcut și pentru tot ceea ce am greșit, pentru faptele rele, și vom primi răsplata și pentru cele bune, dacă există, pentru că există de altfel în univers acea roată și avem acea expresie, roata se întoarce sau se învârte. Dacă ai făcut bine, să te aștepți la bine, iar dacă ai făcut rău, să te aștepți la rău. Dar sunt și persoane pe care Dumnezeu îngăduie să le încerce și să le accepte suferința în viața lor, tocmai pentru a ne pune pe noi la încercare și pentru a ne face să înțelegem că nimic nu este întâmplător și rolul nostru pe acest pământ nu este acela doar de a ne distra, ci este și acela de a ajuta și de a fi alături de cei care au nevoie de ajutorul nostru, de oamenii care se află în neputință și de altfel de a reuși în ceea ce ne-am propus prin intermediul gândirii noastre pozitive, care știința o explică gândire fotonică, adică gândire în lumină. Vă spuneam de ce există diferență între oameni. Un om care este rugător, un om care este cu adevărat al lui Dumnezeu și este în câmpul de lumină, este total diferit față de un om care, deși vorbește de Dumnezeu, care deși poate poartă o haină care îi aduce o mare responsabilitate, vorbește, bârfește, judecă și gândește rău. Gândește de rău față de un confrate sau gândește de rău față de o persoană pe care nu cunoaște decât prin prisma a ceea ce voi încercați să descrieți, pentru că, știți, avem tendința atunci când vorbim cu cineva care ne-a făcut rău și în speț atunci când doi tineri se ceartă sau doi oameni se despart, întotdeauna să avem noi dreptate și încercăm să-l prezentăm pe acel om, fie bărbat sau femeie, într-o lumină neagră. El este de vină sau ea este de vină. Și să știți, din experiența mea duhovnicească, vă spun că într-un astfel de episod în care doi oameni ajung la momentul în care au transformat iubirea în ură, sunt amândoi de vină, nu există doar un singur vinovat. Sunt oameni care astăzi trăiesc povești triste de viață. Sunt oameni care în fiecare zi se ceartă pentru nimic. Sunt oameni care s-au iubit cândva și astăzi se urăsc de moarte. Și nu înțeleg de ce. Nu înțeleg că, de fapt, ura este cancerul ființei. Când un om urăște, nu numai că s-a îmbolnăvit el, dar i-a îmbolnăvit și pe cei de lângă el, pentru că cuvintele generate de gândurile lui murdare nu fac altceva decât să o otrăvească părticica aceea de bine pe care noi o mai avem și de care încercăm să ne agățăm în anumite momente pentru a cere mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru că nu reușim acest lucru,
Și pentru că de multe ori suntem departe de lumina de care v-am vorbit, lumina lui Dumnezeu, regăsită în viața liniștită, în viața echilibrată, avem nevoie de ajutor. Știți, mă sunați zilnic sute de oameni și mă întrebați: părinte, am o problemă, ce să fac? Am un copil care nu mă ascultă, am o fiică care nu se mărită, am un soț care bea și multe alte necazuri. Ce să fac ca să scap? Și încercați și îmi povestiți. Am fost la preoți, am fost la psihologi, am fost unde am auzit să găsim rezolvare. Și eu vă recomand, și atenție, cei care poate mă urmăriți pentru prima dată, v-am recomandat și vă recomand canonul și acatistul Sfântului Pangratie, Sfântul care, de altfel, poposește și pe care îl puteți întâlni la bisericuța din lemn, Sfânta Maria din Voluntari Pipera, o bisericuță atât de modestă, în care cei care ați ajuns v-ați regăsit liniștea pierdută, în care cei care ați ajuns v-ați redobândit zâmbetul pe care de multe ori l-ați pierdut datorită suferinței. Bisericuța la care, venind, ați găsit iubirea și dragostea și prețuirea care vă lipsește, pentru că eu am învățat de la marele duhovnic al Ardealului, Părintele Ioan Iovan, de la Mănăstirea Recea, cel care o bună vreme a fost la Plumbuita în București, că prin puterea iertării, prin puterea Sfintei Împărtășanii, poți vindeca orice fel de boală a sufletului. Pentru că de la suflet se îmbolnăvesc celulele noastre, se îmbolnăvesc organele noastre. Și acestea, iubiții mei, au nevoie de ceea ce astăzi nu mai găsim atât de ușor. Au nevoie de sinceritatea și de iubirea pe care noi oamenii, din păcate, am uitat să o mai oferim necondiționat. După cum observăm, tot ceea ce se întâmplă în jur este condiționat. Îți dau dacă îmi dai. Oare unde sunt acei oameni care te ajutau fără să-și ceară nimic la schimb? Oare unde sunt acei oameni care, atunci când mergeai și plângeai în fața lor, te ascultau ore în șir, fără să se uită la ceas și să zică: stai, timpul meu costă. Și vă spun că există un sfânt despre care v-am vorbit și vă voi vorbi de fiecare dată, Sfântul Pangratie, a cărui sfântă icoană o vedeți aici. Și este sfântul în casa căruia, sau la casa căruia vă invit să veniți, la bisericuța unde acum poposește, și la bisericuța unde, cu ajutorul bunului Dumnezeu, pe data de 26 martie vom face dezlegările cele mari de blesteme, de farmece și de alte lucruri încurcate pe care le aveți în viață, data la care vreau să realizez, cu ajutorul dumneavoastră și a celor cu inima curată, racla în care să fie așezat Sfântul, racla din argint, casa despre care v-am vorbit și v-am arătat proiectul și în emisiunile trecute, acea casă a binelui, a iubirii, a dragostei, prin care fiecare om care mă privește acum și dorește să facă o jertfă, poate să-și marcheze timpul, numele și locul, ajutându-ne să realizăm și să o construim, nu pentru mine personal, pentru copiii copiilor noștri care vor veni la sfânt, îi vor mulțumi și vă vor aminti în rugăciunile lor atunci când vor scrie un acatist: îți mulțumesc, Sfinte, că mi-ai dat copii, îți mulțumesc, Sfinte, că mi-ai
ajutat mama sau tata să se vindece de suferințele sufletului și a trupului. Îți mulțumesc, Sfinte, că ne-ai ajutat în nevoi și în necazuri atunci când am avut cea mai mare nevoie. Iar cuvintele pe care eu vi le spun acum sunt, de fapt, preluate din mesajele pe care dumneavoastră, credincioșii, mi le trimiteți mie cu bucurie și cu mulțumire către Sfânt, pentru că din ziua în care a intrat în casa voastră, Sfântul, împreună cu ceilalți sfinți pe care îi aveți și pomeniți, v-au schimbat viața. Iubiții mei, ca să ne înțelegem, există două lumi paralele. Una pe care o vedem este lumea neagră, care ne înconjoară, plină de ură, de răutate, de bârfă, în care voi, oamenii, mulți, veniți și spuneți, dar de ce să dau eu, dar de ce să fac, dar de ce? Și vă spun că vine ziua în care să vă amintiți ceea ce astăzi vă voi spune. Dacă nu dați pentru sufletul vostru și nu-l prețuiți, venind la biserică și rugându-vă, nu la biserica noastră neapărat, puteți veni la orice biserică din Patriarhia Română, la orice duhovnic pe care îl aveți și îl prețuiți, și prin jertfa pe care voi o dați acolo, simbolică, de a scrie un acatist de altfel, v-ați cumpărat aurul spiritual sau comoara despre care vorbea Hristos atunci când ne învăța să nu ne adunăm comori pe pământ, pentru că furii și hoții ni le pot lua și să le adunăm în ceruri. Ce trebuie să înțelegeți? Că astfel de gânduri negre, de ce să dau, de ce să fac, ar trebui să nu le mai aveți niciodată. Dumnezeu vrea jertfă, pentru că rugăciunea pe care noi o înălțăm către cer, dacă nu este însoțită de jertfă, și mă refer la jertfa timpului pe care tu îl dai lui Dumnezeu atunci când te rogi, atunci când vii la biserică, atunci când te pui în genunchi și ceri ajutorul, acel timp, acel bănuț pe care l-ai dat pentru a construi o biserică, a construi, iată, o raclă, și vă mulțumesc tuturor acelora care ați avut inima bună și ați răspuns apelului pe care vi l-am făcut și vi-l fac în continuare de a mă ajuta, ca acea casă numită raclă să o dăruim împreună cu dragostea voastră Sfântului, pe care îl vom lua mărturisitor și care va fi avocatul nostru în ceruri atunci când îl vom ruga să ceară milă lui Dumnezeu pentru a ne ierta păcatele noastre și pentru a ne ajuta ca dorințele noastre să devină realitate. Aș vrea doar să înțelegeți cât de minunate sunt lucrurile pe care Dumnezeu le poate așeza prin puterea sfinților în viața noastră. Vă spuneam de cele două lumi, o lume în care noi trăim și în care, din momentul în care am apăsat butonul pe telecomandă, auzim pregătiri de război, auzim boli, decese, auzim scandaluri, accidente cu victime, auzim necazuri în justiție și multe alte probleme pe care oamenii le au și care le aduc suferință. Și există o lume a îngerilor, o lume a îngerilor din care nu pot face parte prea mulți dintre semenii noștri, decât aceia care au inima curată. Și aș vrea doar la cei oameni și la cei care mă privesc astăzi să le amintesc ceea ce spune psalmistul David în psalmul 50, inima curată, Dumnezeu nu o va urgisi. Ce înseamnă să ai inimă curată? Înseamnă
ca să fii un om bun, te obligă cineva să fii rău? Te obligă cineva să faci rău? Și vă spun de multe ori că da. Știți ce ne obligă să fim răi? Orgoliul, la care nu putem renunța pentru că avem impresia că suntem mai presus decât ceilalți oameni, sau că dacă avem o funcție și stăm pe un fotoliu într-o poziție importantă socială, putem schimba prin semnătura unui pix și inscripția pe o hârtie viața unui om. Așa este, o putem schimba. Dar odată cu acea semnătură, și Dumnezeu va schimba în viața ta liniștea și îți va da la ura și răutatea pe care ai scris-o acolo aceeași plată pe care tu singur ți-ai ales-o în momentul în care ai fost întrebat ce vrei să fii, un om bun sau un om rău. Căutăm soluții, căutăm răspuns la necazurile noastre, căutăm duhovnici, căutăm medici buni să ne vindece bolile incurabile. Orice știre care apare și care ne dă un semnal, ne dă o șansă că noi putem fi de mâine sănătoși, de mâine putem fi altfel, ne aprinde acel beculeț și ne duce cu gândul ca în ziua respectivă să ajungem acolo, să-l căutăm pe acel medic sau pe acel profesor sau pe acel îndrumător ca să ne salveze viața. Și eu vă spun, iubiții mei, căutați-l pe Dumnezeu. Căutați-l pe Dumnezeu și apelați la sfinții care îi aveți în casele voastre și care mulți dintre voi ați primit darul de a le purta numele. Noi, poporul român, avem atâția sfinți și avem atâtea nume care sunt regăsite în numele noastre. Și iată cum acum, prin mine ați descoperit un sfânt despre care nimeni nu v-a vorbit, sărbătorit pe 9 iulie, Sfântul Inimii, Sfântul Iubirii, Sfântul Pangratie, cel care va duce pacea în casă și care va duce acelora care mă veți asculta nu numai liniștea de care aveți nevoie, ci va duce bogăția sufletului vostru, care multora vă lipsește pentru că amărăciunea, necazurile și problemele vieții v-au secătuit și v-au făcut, din păcate, să uitați de zilele frumoase, de momentele frumoase care le trăiați odinioară atunci când familia era întreagă, și astăzi să vă întrebați ce să facem și cui să ne rugăm pentru a ne alina durerea și suferința noastră. Astăzi au venit la mine doi părinți sfâșiați de durere. În urmă cu 3 luni, fiica lor de doar 23 de ani a murit, însărcinată fiind. Și plângeau, se uitau unul la altul cu ochii împăienjeniți și spuneau: ce putem face, părinte? Cine oare ne poate înțelege sau ne poate alina suferința? Acestea sunt probleme, iubiții mei. Acestea sunt problemele cu adevărat majore, când ai pierdut pe cineva drag, când te vezi în fața unei boli și ești neputincios și doar Dumnezeu, prin sfinții lui, prin ajutorul direct, te poate ajuta. Vreau să vă spun că la mulți bolnavi care au venit la sfânt și s-au pus în genunchi și s-au rugat, sfântul le-a răspuns. Le-a răspuns, iubiții mei, prin mine, nevrednicul, slujitor,
Și le-a răspuns lor. Mulți îmi spun, părinte, l-am visat, mi-a vorbit și aș vrea să mă credeți că acești oameni nu sunt nici dereglați, nici paranoici. Și oamenii care vin să-mi mulțumească sunt aceia care au trăit anumite evenimente și întâmplări pe care nu le-au mai trăit până la vârsta lor și au primit răspuns de îndată la rugăciunile pe care le-au adresat către Sfânt cu credință și cu lacrimi. Și mi-amintesc de cazul femeii care i-a ars casa și avea un copil bolnav cu tumoră cerebrală care trebuia operat și la care medicii în ziua operației au constatat că miraculos acestea s-au retras. De ce întotdeauna să venim și să spunem nu e adevărat, nu cred? De ce să fii sceptic? De ce să vii să comentezi întotdeauna lucrurile care tu astăzi poate le afli pentru prima dată? Și dacă le-ai aflat pentru prima dată, de ce nu vii să te convingi și să lași pe Dumnezeu să-ți descopere de fapt ceea ce astăzi ai primit ca informație prin faptul că ai schimbat canalul, prin faptul că ai rămas să mă asculți și prin faptul că așa vrut Dumnezeu ca astăzi să te întâlnești cu Sfântul despre care eu v-am vorbit prin intermediul micului ecran și Sfânt care de altfel vă așteaptă la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari să veniți cu mic, cu mare, mâine sau azi, pentru cei care urmăriți această emisiune dimineață. Și punându-vă în genunchi în fața Sfântului să-i spuneți: Sfinte, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul sau păcătoasa, să mă ajuți. Am pus la icoana Sfântului și a Maicii Domnului o vază goală și am vrut să văd din zecile de pelerini care trec să se închine câți vor veni cu o floare și din păcate n-a venit niciunul. Știți că de multe ori gesturile mărunte fac diferența. Știți că de multe ori un gest atât de mic, o floare costă 2 lei, 3 lei, un buchețel, aduce bucurie? Și spuneam: Sfinte, ești aici să ne ajuți și nimeni nu ți-a adus o floare. Nu o spun ca un reproș, o spun doar ca o constatare că grijile noastre și necazurile noastre atât de importante sunt și atât de mari încât ne fac să uităm de lucrurile mărunte care pot schimba sensul vieții. Știți? O virgulă poate schimba sensul propoziției și o propoziție poate fi una pozitivă, frumoasă sau una destructivă în care pe de o parte primești un mulțumesc sau pe de altă parte unii te blestemă sau te înjură. Sper ca în ziua de 26 martie, când vă invit cu mic, cu mare, să primiți darul bucuriei Sfântului Pangratie, când veți primi de altfel prin rugăciunile care le voi face dezlegările de blesteme, de farmece, de vicii, necazurile pe care le aveți și vă apasă, să vă amintiți de faptul că astăzi Părintele v-a rugat pe lângă ajutorul de a-i construi oraclă Sfântului, să-i aduceți o floare Sfântului sau Maicii Domnului. V-am spus aceste lucruri tocmai pentru a înțelege
cât de importante sunt gesturile mici pe care le putem face uneori și la care poate nu ne gândim niciodată. Ele sunt regăsite în iubirea noastră. Ele sunt regăsite în faptele noastre, în lucrurile pe care noi de fapt le lăsăm în urmă și prin care de fapt marcăm timpul. Și aici când vorbim de timp, cum îl marchez? Eu ca duhovnic, ca preot, îți spun, pentru a scăpa de încercările care le ai, roagă-te sfinților. Roagă-te lui Dumnezeu, Maicii Domnului, împărtășește-te. Câtă vreme ești în viață, mai ai o șansă să rezolvi lucruri pe care nu le-ai rezolvat. Îți recomand rugăciuni. Îți recomand acatistul Sfântului Pangratie pe care îl găsiți aici, în această carte. Cartea de dezlegări. Cartea celor 7 noduri pe care o puteți cere prin pachetul bucuriei, unde veți găsi un de lemnul sfințit cu care vă puteți unge, brățara, un colier pe care îl puteți pune la mână, la gât, de fapt un dar pe care îl puteți da necondiționat celor pe care iubiți și îi prețuiți. Întrebarea este următoarea: câți dintre cei care aud acum înțeleg că există o șansă? Oare ce pierdem? Oare cât pierdem? 100 de lei? 150? 200? Cât costă fericirea voastră? Și câtă vreme veți cântări fiecare bănuț pe care îl dați pentru suflet și veți spune că este scump, atunci să nu vă supărați, iubiții mei, că astăzi trăiți în tristețea și necazul pe care voi singuri vi l-ați construit într-un anumit timp, într-o anumită vreme, când vă era bine, când nu vă interesa de biserică, de Dumnezeu, când nici nu vă puteați gândi că ar putea vreodată apare acea zi, iată, pe care azi o trăiți în suferință. Despre acest lucru vorbește Hristos când ne arată exemplul jertfei pe care noi trebuie să o dăm înaintea lui Dumnezeu. Jertfa pe care femeia văduvă a dat-o atunci când era la templu, ultimii bănuți și a pus pe tavă. Și acei ultimi bănuți au fost primiți înaintea lui Dumnezeu mai mult decât ceilalți bani pe care i-au dat cei avuți. Și vă rog să mă credeți că am avut un caz, un experiment de altfel, în care o bătrânică cu o pensie de 800 de lei a venit și cu lacrimi a zis: părinte, 500 din pensia mea vreau să o las la sfânt, să-i faceți raclă. Și a zis: mă jenez, nu pot să-i accept. Din contră, dacă pot să vă ajut eu. Și plângând a zis: nu, eu nu știu cât voi trăi. Am 82 de ani, dar știu că atunci când voi trece în neființă, mă va primi Sfântul și mă va întâmpina în rai, dacă voi fi vrednică să ajung, și îl voi va avea acolo lângă mine, ca ajutor a darului meu. Și am zis: dacă așa simțiți, așa să faceți. N-au trecut 7 zile și mă sună fericită doamna Veronica și îmi spune: părinte, sfântul a făcut o minune. Vecinii de la etajul 4 pleacă în America, se mută acolo și mi-au dat în dar 5.000 de lei să am bani să supraviețuiesc și să mă repar, să merg la medic și să-mi fac analize. Și am zis: vedeți cât de bun este Dumnezeu? Bănuțul pe care l-ați dat cu lacrimi și cu bucurie v-a adus alți bani care, iată, înmulțindu-se prin puterea dragostei, vă vor ajuta
să vă rezolvați multe din problemele care le aveți și nu le-ați putut rezolva pentru că ați avut aceste lipsuri. Acest lucru vreau să-l înțelegeți, iubiții mei. Vreau să înțelegeți că atunci când vrei să faci un gest pentru sufletul tău, să nu te zgârcești, să nu întrebi cât costă. Că atunci când mergi la un restaurant și cheltui sute de lei pe vin, pe muzică, pe lăutari, atunci când mănânci bine, atunci când te simți bine și după ce mănânci știți unde te duci ulterior ca să dai afară, acei bani nu-i contorizați niciodată. Dar când e vorba de jertfa pe care trebuie să o faceți pentru sufletul vostru, pentru că banii pe care nu-i dați acum, sau poate nu-i aveți, dar jertfa pe care poate nu o faceți acum, o veți face ulterior. Când veți merge la medici, când veți cheltui la medicamentele pe care vi le prescriu, pentru că există o lege a compensării în univers. Ai făcut bine, bine vei primi. Ai făcut rău, rău vei cunoaște. Și despre aceste lucruri vă voi vorbi în ora următoare, pentru că emisiunea de astăzi vă este dedicată dumneavoastră și a trecut atât de repede o oră încât la rugămintea dumneavoastră voi continua emisiunea după 10 minute și aș vrea să le spuneți prietenilor, rudelor, să urmărească și cea de-a doua parte în care vă voi vorbi despre minunile Sfântului pe care încă îl puteți cere să ajungă în casa voastră ca mărturie a dragostei și iubirii pe care o purtați lui Dumnezeu și pe toți cei care veți face această jertfă prin care ne veți ajuta să-i construim o casă. Vă binecuvintez cu puterea iubirii, să spuneți amin, a dragostei, a împlinirii sufletești și îl rog pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe toți Sfinții și pe Sfântul Pangratie, orice necaz pe care voi îl aveți în viața voastră, în familia voastră, să vă elibereze de el și să vă vindece orice neputință a trupului și a sufletului vostru. Vă voi ruga să ne rugăm împreună, să spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru. Este rugăciunea prin care noi îl chemăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele noastre, așa cum și noi îi iertăm pe alții. Cei care nu facem asta înseamnă că îl mințim. Și dacă îl minți pe Dumnezeu, te-ai mințit pe tine și singur, iubite suflete, ți-ai făcut rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să spuneți după mine, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze viața voastră, să spuneți amin. Să vă aducă multă fericire, sănătate la cei care sunteți departe și nu puteți ajunge. Să ne întâlnim, să fiți binecuvântați, ne reîntâlnim imediat.
Binecuvântați! Am revenit din nou în cea de-a doua parte a emisiunii. Puterea gândului ne poate influența viața? Iubiții mei, pentru cei care ați deschis acum televizorul, pentru cei care mă urmăriți pentru prima dată, aș vrea să vă comunic și să vă transmit gândurile cele bune. Urmăriți o emisiune de suflet pentru suflete. Și așa cum vă spuneam, această emisiune nu este dedicată oricui, este dedicată acelor oameni care doresc să evolueze spiritual și doresc să învețe lucruri noi care le pot aduce schimbarea, care le pot aduce binele și care de altfel, prin învățăturile, prin recomandările mele, le pot da soluția la rezolvarea multor probleme care astăzi îi apasă. Ne punem firească întrebare: de ce trebuie să treacă omul prin atâtea încercări și de ce oare unii oameni trec prin viață atât de ușor, iar alții trec prin multe încercări, prin chin și suferință la care nu își găsesc răspunsul? Toate suferințele pe care noi astăzi le avem, multe, sunt moștenite din strămoși și mă refer la blestemele, la farmecele, mă refer la acele momente ale tinereții și poate a prezentului pe care noi până astăzi nu l-am conștientizat și la care n-am găsit răspuns. De ce copilul meu este bolnav? De ce s-a născut cu o anumită problemă medicală? Sau de ce mie, persoană X, mi se întâmplă astăzi ceea ce trăiesc? Să știți că moștenirile despre care eu vă vorbesc, și mă refer aici la cei care au moșteniri genetice, sunt din neam și se moștenesc până la șaptele neam. Aș vrea doar să le amintesc acelora care poate n-au urmărit emisiunile mele sau care n-au avut timpul sau poate n-au știut până astăzi că există pe YouTube emisiunea Aducător de Bucurie, în care îmi regăsiți toate emisiunile pe care vi le-am dedicat încă din 2017, 18, 19, 20, 21 și până în prezent. Le-am dedicat pentru cei care vor să crească spiritual și pentru cei care vor, de altfel, să se ridice din mocirla, din suferința și necazul în care se află, pentru că orice om care are o problemă își caută soluția sau soluțiile pentru rezolvare sau rezolvarea lor și să știți că orice rezolvare a oricărei probleme pe care noi o avem ar trebui să înceapă în primul rând printr-un consult pe care voi ar fi bine să-l aveți cu duhovnicul vostru, cu oamenii care sunt rânduiți de Dumnezeu să vă dea un sfat bun. Și mă refer la cei duhovnici care nu au răutate. Vreau să vă spun că sute de colegi preoți din țară mă sună și mă felicită și chiar îmi mulțumesc că realizez astfel de emisiuni atât de interesante, prin care încerc să explic credința noastră ortodoxă și printr-un alt mod de a o percepe și de a intra de altfel în sufletul omului cu acele expuneri și motive pe care mulți dintre noi le trăim și la care sau în care ne regăsim. Dar așa cum există mulți confrați care îmi mulțumesc
care mă apreciază, există și alții care probabil își dau cu părerea și care nu sunt de acord cu modul meu libertin de a gândi în ceea ce privește șansa pe care ne-a dat-o Hristos de a ne găsi rezolvarea, și aceasta este Sfânta Împărtășanie. Iubiții mei, nu există om perfect, nu există om care să nu aibă și el la rândul lui o problemă, indiferent cine ar fi. De la cel mai mic până la cel mai mare, să știți că și oamenii care par cei mai puternici au și ascund în spatele ochilor care zâmbesc multe suferințe, multe nemulțumiri sau frustrări pe care le-au moștenit, pe care le moștenesc și de care n-au timp să scape, pentru că este atât de ciudată viața noastră. Luptăm o viață întreagă să adunăm comori, să adunăm averi, case, vile, mașini, bani. Și vine un biet virus, intră în corp, îți distruge ceea ce numim noi imunitate și te doboară. Și vă spun, am avut un exemplu care m-a cutremurat, un multimiliardar și-a lăsat bolidul în fața spitalului, s-a dus să se interneze și acolo a rămas mașina, pentru că după 2 săptămâni, din păcate, în urma agravării bolii, a plecat dintre noi. Oare cui rămân toate? Oare cui rămân lucrurile pe care noi, de fapt, le-am adunat o viață, pentru care ne-am sacrificat o viață întreagă sănătatea, pentru care ne-am creat prieteni și dușmani și ulterior, după ce am plecat, îi vom face pe alții să se dușmănească pentru a le împărți, pentru a le rândui și a le da pe nimic, tocmai pentru a scăpa mai repede de povara grijilor pe care noi de altfel le-am lăsat, fără să ne gândim că suntem trecători și într-o zi toate acestea vor rămâne în urmă. Știți care sunt lucrurile care nu se uită? Lucrurile care nu se uită și care nu pot fi uitate sunt cele care se regăsesc în iubire. Niciodată un copil nu-și va uita mama sau tata, chiar dacă aceștia nu mai sunt și au trecut în neființă. Câtă vreme vă trăiesc părinții, încă sunteți copii. Să vă bucurați, tinerilor, de momentele frumoase pe care părinții vi le oferă vouă, pentru că gândul unui părinte adevărat este plin de iubire, de jertfă și de dăruire pentru tine, cel care astăzi, în loc să-l suni sau o suni, în loc să-i mulțumești că ți-a dat viață și te-a crescut până la această vârstă, ce faci? Te droghezi? Te îmbeți? Îți bați joc de viața ta și de-a lor? Și le urgentezi, din păcate, moartea, pentru că moartea, știți cum vine? Moartea se naște din necazurile și problemele pe care noi nu le înțelegem și pe care nu le putem accepta și nu le putem trata la timp. Vin mulți părinți și plâng și spun: părinte, eu nu pot să accept că acel copil al meu, care era cu minte, care mă asculta, care nu ieșea din vorba mea, astăzi mă înjură, mă bat jocorește, nu mă mai ascultă și nu știu ce să-i fac. Și eu le recomand acelora, așa cum vă recomand și dumneavoastră celor care mă ascultați, citiți acatistul Sfântului Pangratie, mare ajutător și făcător de minuni. Acatistul nu-l găsiți decât în această carte,
această carte pe care o avem și pe care vă arăt aici, dezlegarea celor 7 noduri. Pe internet veți găsi doar canonul de rugăciune, nu și acatistul. În această carte veți găsi acatistul Sfântului, care s-a dovedit a fi grabnic ajutător la oamenii care i-au cerut ajutorul după 20 de zile de rugăciune continuă, în care i-au cerut ajutorul. Mulți m-au sunat să-mi spună că miracolul, minunea s-a întâmplat și Sfântul a răspuns plânsului și lacrimilor pe care mulți dintre noi le vărsăm, sau nemulțumirile pe care noi le avem pentru ceea ce se întâmplă. De a-ți putea ști câte dureri și necazuri au zilnic. Vedeți, de multe ori televiziunile vă prezintă o știre care este atenționată cu acel mesaj: atenție, imaginile sau informațiile pe care noi vi le difuzăm pot să vă influențeze emoțional. Gândiți-vă că în medie eu primesc cam cel puțin 100 și ceva de astfel de mesaje în care oamenii plâng la telefon, în care oamenii se tânguiesc și în care oamenii vin să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu, Maicii Domnului, și își caută de altfel locul unde ar putea să-și găsească izbăvirea. Eu știu că le-ați încercat aproape pe toate. Știu că aveți în case multe icoane, mulți sfinți. Știu că de multe ori sunteți certate, doamnelor, de soți, că mergeți la biserică sau invers. Am întâlnit și astfel de cazuri în care soțiile își certau soții. Dar vă rog un singur lucru, să nu vă pară rău. Când faceți ceva pentru Dumnezeu, n-ați făcut pentru voi, ați făcut pentru cei pe care îi iubiți, pentru cei pe care îi prețuiți. Și atunci când ți-ai luat Sfântul protector în casa ta, indiferent cum se numește el, în cazul nostru vi l-am recomandat pe Sfântul Pangratie, pentru că am văzut că rezultatele rugăciunilor, am văzut că puterea pe care noi o generăm prin dorințele noastre, prin crezul pe care îl acordăm atunci când ne rugăm unui Sfânt, Sfântul Pangratie, Sfântul Inimii, a Bucuriei, care prin iconița de pe ecran ne spune: cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și dragostea vor lua locul întristării. Multe din necazurile pe care oamenii, pe care dumneavoastră, cei care mă urmăriți, le aveți și le-ați avut, își vor găsi și și-au găsit rezolvare. Știți, Daniel Coleman spunea că omul are cele două surse din care se hrănește sau din care își pierde energia. Sursa care îi hrănește energia, sursa care îi aduce de altfel în viață echilibru, bucurie, iubire și fericire, este generată de puterea pe care omul o are de a-și hrăni și sufletul, la fel cum își hrănește trupul. Într-un cuvânt, trupul ți-l hrănești cu materie, cu mâncarea care îți place, iar sufletul ți-l hrănești și poți să ți-l hrănești cu rugăciune. În cuvintele pe care noi le regăsim în rugăciune, care aduc laudă lui Dumnezeu, care aduc de altfel și poartă cu ele mesajele de bucurie, de lumină, de iubire, ce le transmitem către sfinții mijlocitori dinaintea tronului Dumnezeu, știința ne spune că aceste cuvinte sunt generatoare de lumină. Și s-au măsurat două persoane cu un computer care
putea să arate de altfel care sunt emoțiile unui om credincios și care sunt emoțiile unui om ateu, care n-are nicio treabă cu Dumnezeu, cu biserica. În momentul în care i s-au pus aparatele pe mâna dreaptă, pentru că aș vrea să știți că emisfera dreaptă este cea care ține de rațiune, iar emisfera stângă este emisfera emoțiilor. Iar noi nu putem trăi fără emoții, că asta ar însemna să fim morți. Emoțiile sunt cele care ne determină de multe ori să facem lucruri pe care ulterior le regretăm. Iubim persoane care nu merită să fie iubite. Iubim oameni care ulterior ne dezamăgesc și ne trădează. Și precum se spune că iubirea este moartă, oarbă, mă iertați, îmi cer scuze. Iubirea despre care eu vă spun nu poate fi măsurată, dar poate fi oferită fără măsură acelor oameni care rezonează, care simt și care sunt în gândire și în simțire ca noi. Cu tot respectul față de cei care trăiesc în cuplu, unii cred în Dumnezeu, vin la biserică din an în Paști și închină așa când trec pe lângă o biserică, și toată compasiunea față de cei care sunt atei, care, sigur, nu pot fi obligați să creadă. De multe ori mă întristesc când văd că intră mulți în biserică cu mâinile în buzunar, parcă ar intra la teatru, și n-au acel minim respect față de ceea ce numim noi sacru. Lucrurile materiale, ce aici, masă, cărți, într-o zi se vor consuma. Ce este sacru rămâne. Și această flacără sacră, de fapt, este cea care poate să îți aducă lumina sau să te ardă și să-ți aducă cu ea suferință. Deci, în urma acelui test, în computerul care măsura fotonii, au descoperit cei care au făcut acest studiu că acea persoană care se ruga în timp ce era testată era într-un câmp de lumină permanentă și cu o forță și cu o frecvență atât de înaltă încât nu putea fi explicată de cine este generată sau de ce forță din organism este susținută, pentru că lumina pe care omul o avea în acele momente era foarte profundă și puternică. Este sau era de fapt sau este atunci când noi ne rugăm așa numita lumina iubirii pe care noi o arătăm lui Dumnezeu sau sfinților pe care noi îi pomenim și cărora ne rugăm. Cealaltă persoană, în momentul în care stătea așa impasivă la tot ceea ce era frumos de expunerile pe care unii oameni încercau să le facă în fața acelei persoane, aparatul măsura o frecvență foarte scăzută. Au constatat că acel om cu frecvența scăzută este de altfel atât de expus preluării a tot ceea ce numim noi microb al conștiinței, microbul care ucide ceea ce avem bun în noi. Și nu numai că erau expuși acești oameni de a prelua tot ceea ce înseamnă energiile negative, negre, dar imunitatea organismului era foarte scăzută și erau expuși foarte mult la a prelua iubiții mei ceea ce numim noi astăzi suferința.
suferința apare în viața noastră atunci când frecvența pe care noi suntem este una scăzută. Am încercat să vă explic că frecvența vieții noastre se măsoară de la 20 la 600. De la 20 la 200 sunt oamenii apatici, sunt oamenii care sunt consternați de frică, sunt oamenii care tot timpul au ceva de reproșat. Mama e de vină că n-am reușit, soția e de vină, soțul e de vină. Dacă eram mai deștept cu 5 minute, sigur n-aș fi fost în situația în care sunt și așa mai departe. Toate aceste motive pe care noi le inventăm sau pe care noi le susținem ne conduc la acel blocaj al conștiinței din care nu putem ieși și care de fapt ulterior ne determină să ne plângem că nu am reușit, că am eșuat și că nu avem noroc sau că nu ne-am putut găsi partenerul, partenera de viață și am rămas necăsătoriți. Iubiții mei, la orice problemă pe care noi o avem, există soluții, credeți-mă. Vă invit pe cei care nu credeți să veniți la Sfânta Biserică. Veniți la bisericuța din lemn, la bisericuța Sfânta Maria, atât de mică și atât de primitoare. Îmi spuneți mulți, e departe. Mă sunați unii din Pantelimon, din militar și spuneți, e foarte departe. Și stau și mă gândesc, oare ce spun cei care au venit din Emiratele Arabe, din America și au schimbat avioane și au ajuns și prin osteneala lor au putut să se închine și să-i aducă jertfă de mulțumire Sfântului Pangratie, a cărui sfântă icoană o vedeți aici pe masă și de care v-am vorbit de fiecare dată rugându-vă pe toți cei care aveți necazuri și probleme, lângă zecile de icoane pe care le aveți în casă, să-l luați și pe Sfânt și să-i cereți ajutorul, luându-l ocrotitor. Să țineți minte ce vă spun astăzi. Toți cei care veți ține cont de sfatul meu, ca duhovnic și ca preot, și vă veți ruga sfinților, îi veți chema pe îngeri în ajutorul vostru, îl veți avea pe sfânt în casa voastră, toți aceia din acea zi în care sfântul împreună cu alți sfinți intră în casa voastră, veți primi binecuvântarea. Gândiți-vă, iubiții mei, că nu ducem nimic cu noi. Gândiți-vă că tot ceea ce astăzi noi trăim este rezultat a gândurilor, a gândirii, a emoțiilor pe care noi le generăm și care de multe ori pot fi destructive sau pot fi constructive, pentru că emoțiile cele mai frumoase sunt regăsite în iubire, în bucuria de a trăi și în recunoștința pe care poți să o ai față de Dumnezeu și față de cei care cândva, atunci când ți-a fost greu, ți-au întins o mână, te-au ajutat și te vor ajuta de fiecare dată când, cu bunătate, cu dragoste și cu înțelepciune, vei ști la rândul tău ca și tu să le mulțumești și să-i pomenești în rugăciunile pe care le faci înaintea lui Dumnezeu atunci când te rogi pentru tine, să-ți amintești și de cei care ți-au făcut bine. Le mulțumesc tuturor celor care au răspuns rugăminții mele de a ne ajuta și de a dona puțin câte puțin, să adunăm acei bănuți necesari ca să construim racla Sfântului Pangratie, marele ajutător și ocrotitor, avocat al nostru în ceruri. Această raclă pe care o vom construi prin bunătatea dumneavoastră este de fapt mărturia dragostei, credinței și iubirii pe care o purtați sfinților și lui Dumnezeu, pentru că Sfântul despre care vă vorbesc, sărbat pe 9 iulie în calendarul ortodox, nu rămâne dator. Așa cum n-a rămas dator
nici acelora care cu credință, cu dragoste și cu evlavie au venit, au venit de departe până la bisericuța noastră să se închine și să-L roage pe Sfânt să-i ceară lui Dumnezeu iertarea păcatelor și milă pentru a-și găsi rezolvarea problemelor lor. În cărțile pe care le vedeți aici am vorbit despre schimbarea de care avem nevoie pentru a ne regăsi și de a ne împlini viața. Știți care este cea mai mare tristețe pe care noi o avem? Este neîmplinirea. Sacroterapia este primul manual de medicina sufletului, prin care încerc să vă explic că pentru a începe orice tratament al corpului fizic, vindecați-vă sufletul. În această carte, în sacroterapia, găsiți de altfel psalmii și rugăciunile care sunt recomandate pentru a fi citite. În cartea Te iubesc vorbesc despre adevărata iubire pe care trebuie să o arătăm unul față de altul și despre faptul că viața noastră poate fi schimbată și se poate schimba de la o oră la alta, de la un minut la altul. Și știți, mulți regretăm persoana pe care o pierdem atunci când nu o mai avem lângă noi. Atenție soților agresivi, atenție voi cei care vă jigniți soțiile sau voi copii care nu vă prețuiți părinții și într-o zi, atunci când nu-i mai aveți lângă voi, plângeți la mormântul lor și vă jeliți. În celelalte cărți vă vorbesc așa cum astăzi, timp de 2 ore, v-am vorbit și cu ajutorul bunului Dumnezeu până la sfârșitul lunii încerc să scot acea carte pe care mulți mi-ați cerut-o cu titlul De unde apare degradarea psihică? O carte care este construită pe experiențele, pe zilele și nopțile pe care le-am petrecut ascultându-vă. O carte în care experiența duhovnicească este împărtășită cu cea științifică, pentru că în acea carte, de fapt, răspund multor întrebări la care dumneavoastră așteptați răspuns și răspund, de fapt, acelor oameni care astăzi își caută sensul în viață și nu știu de unde să îl înceapă. E simplu. Puneți-vă în genunchi, așa cum v-am recomandat și v-am rugat ca în fiecare seară de la 10 la 10 și 10 și un sfert să-i citiți Acatistul Sfântului Pangratie. Îl găsiți în această cărticică despre care v-am vorbit, dezlegarea celor 7 noduri sau un pachetul bucuriei. Dar îl găsiți pe Sfânt în casele voastre atunci când veți lăsa deoparte pentru 5 minute zgârcenia, veți lăsa deoparte pentru 5 minute îndoiala și veți spune ce pierd dacă ascult ceea ce astăzi, întâmplător sau nu, mi este dat să ascult, pentru că, știți, dictonul acela nimic de întâmplător este pentru fiecare dintre noi. Și să țineți minte, atunci când Dumnezeu te iartă, atunci când eu vă dezleg păcatele și vă împărtășesc, știți ce vă spun, nu? I-ați rămas dator lui Dumnezeu pentru bucuria care astăzi v-a dat-o, ca sufletul vostru să fie eliberat de povara ce îl ținea legat și îl ținea departe de Îngerul Păzitor. Ne plângem în fiecare zi că n-avem. Ne plângem în fiecare zi că ne este greu. Ne plângem în fiecare zi că n-avem bani, dar nici nu vrem să facem ceva pentru a-i avea. Nici nu vrem să facem acel schimb de energie despre care eu vă vorbesc și de care nu știu dacă m-ați înțeles sau poate acum în ceasul al 12-lea mă înțelegeți. Dacă oferi, primești,
Pentru că jertfa despre care ne vorbește Dumnezeu, despre care ne vorbesc cărțile sfinte, este regăsită în bunătatea pe care eu o manifest față de mine, aducându-mi o bucurie sufletului meu. Cum pot să o aduc? Cumpărându-mi pastile și medicamente? Și vă spun că nu. Cum pot să-mi aduc bucurie în viața mea? Decât oferind bucurie la rândul meu altora și rugându-mă unui sfânt cu care eu mă identific, indiferent cum s-ar numi el, avem atâția sfinți minunați care sunt amintiți în calendarul ortodox. Și iată cum ne l-a descoperit Dumnezeu și pe sfântul despre care n-a auzit nimeni până acum, Sfântul Pangratie, ajutător în necazuri și nevoi, pe care eu vi l-am recomandat în casa voastră, nu pentru a face anumite lucruri la care mulți dintre dumneavoastră poate vă gândiți, pentru că tocmai ce vorbeam de gândurile curate și cele necurate, ci v-am recomandat sau vi l-am recomandat ca o soluție, ca un pansament pe care îl puteți pune pe rana sufletului și pe care, de altfel, prin mijlocirea Sfântului Dumnezeu vă poate vindeca. Pentru că medicul este cel care pansează o rană, iar Dumnezeu este cel care o vindecă. Dragii mei, așa cum vă spuneam, ne plângem că avem probleme. Am întâlnit într-o zi de vineri la biserică o mamă cu 3 copii pe care îi ținea într-un cărucior și toți 3 erau bolnavi. Toți aveau vârste mici, fragede. Era atât de simplă, atât de necăjită, ca să folosesc cuvântul, încât mă uitam, hainele de pe ea erau mai mult decât zdrențele, puțin mai mult. Când am văzut-o că vine spre alee, se închină, primul gând al meu a fost, oare cu ce pot să o ajut material, să-i dau o haină, să-i dau o îmbrăcăminte, să-i dau un bănuț să o ajut. Când m-a întâlnit, a început să plângă și a zis, părinte, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici. M-am învârtit mult, 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 până v-am găsit. Unii oameni, deși știau unde e biserica, spuneau că nu știu. Unii spuneau că e închisă, alții mă descurajau să n-ajung. Și cu toate acestea am vrut să ajung la bisericuță și la sfânt. Am întrebat-o, cu ce pot să vă ajut? Ce pot să vă ofer? Și a zis, plângând, nu-mi trebuie nimic. Nu vin decât să-L rog pe Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe Sfântul Pangratie să-mi vindece copiii de boala care o au și să le dea șansa ca într-o zi să se ridice din acest cărucior al suferinței. M-a impresionat atât de mult acea femeie și a zis, Doamne, ce înseamnă să fii mamă? Doamne, dacă ar vedea-o pe această femeie, cei care au casă, au mașină, care au bani în cont și care vin și se plâng că sunt nemulțumiți, ce ar spune? Ce ar da oare la schimb cei care sunt orbi, cei care sunt muți și care nu ne pot astăzi privi decât auzi sau invers? Ce-ar da la schimb ca să fie ca voi, cei care astăzi mă urmăriți, care astăzi puteți pune mâna pe telefon și spune gata, hai să vedem ce se întâmplă dacă fac ce-mi spune acest om pe care poate l-am văzut prima dată, a doua oară, într-o emisiune și mă puteți asculta în emisiunile mele pe Aducător de Bucurie pe YouTube, ce-ar spune
acei oameni care ar avea această șansă pe care dumneavoastră o aveți și de multe ori nu o folosiți. Există un timp la toate, să știți. Așa cum trenul oprește la o oră fixă, plus minus întârzieri și te duce într-un loc, așa și timpul are nevoie de gândul și decizia noastră de a ne hotărâ dacă vrem să ascultăm un sfat. Un sfat la care de altfel nu pierzi nimic. Ce pierzi dacă te rogi? Ce pierzi dacă citești un acatist? Ce pierzi dacă pe lângă 10-15 icoane pe care le ai în casă, acum îl chem și pe Sfântul Pangratie să-ți fie ajutător și mijlocitor în rugăciunile tale și vă spun că nu pierdeți nimic. Vă invit pe cei care vreți să veniți la bisericuța numită Bisericuța Îngerilor, Biserica Sfânta Maria din Lemn, din Voluntari, Pipera. Mă întrebați mulți cum ajungeți. Intrați pe drumul negru și o luați în dreapta pe Aleea Frezilor și acolo unde se înfundă drumul, acolo e bisericuța. Jertfa pe care voi o faceți, ajungând acolo, vă va fi răsplătită de bunul Dumnezeu și de Maica Domnului, care n-au rămas și nu vor rămâne datori. Într-una din emisiuni, chiar una din emisiunile din săptămâna trecută, v-am prezentat o biserică în care preoții se rugau și îngerii se pogorau din ceruri în turnul bisericii, încât cei care filmau erau foarte încântați și spuneau, strigau, uite, privește îngerii, coborau cetele de îngeri, coborau cetele de îngeri peste acel turn al bisericii unde se cântau imnuri de laudă către Dumnezeu și către sfinții săi. Într-una din zilele în care făceam rugăciuni de dezlegare comune cu oamenii, o lumină puternică s-a arătat exact în locul unde era racla Sfântului. Acea lumină puternică au văzut-o mulți și mulți s-au mirat, mai ales de un fenomen care nu l-am întâlnit prea des. Ploua în jurul bisericii și în locul unde era bisericuța și curtea plină de oameni era senin. Asta este o mărturie pe care o pot susține cei care erau acolo, sutele de credincioși, și care nu o pot combate, pentru că atunci când o faci public și mai ales când amintești astfel de evenimente unice, poți fi acuzat că minți, deși sunt atâția oameni care au văzut și pot depune mărturie la ceea ce vă spun. Acestea sunt minuni. Există lucruri în viața noastră, există locuri în viața noastră la care Dumnezeu ne cheamă. Există momente în viața noastră, apropo de timp, pe care sfinții doresc să ni le aducă nouă în dar. Dar cum poți să ți le aducă câtă vreme tu, iubite suflete, te zgârcești? Câtă vreme tu, iubite suflete, te îndoiești și spui aia, de ce să iau eu icoana asta? Ce poate să-mi facă? Pe dacă gândești așa, chiar nici nu poate să-ți facă nimic. Nu înțelegeți, oamenilor dragi, iubiții mei, că noi nu ne oprim în materie. Materia este cea care rămâne. Noi trecem dincolo de materie prin puterea iubirii, a rugăciunii, a dragostei, așa precum trec undele. Și aș vrea să vă întreb, acest telefon are fir? Are wireless, așa se numește în știința modernă, și eu cu acest telefon pot vorbi acum în Australia, în America, fără să am fir. Dar până și acest telefon, acest aparat are nevoie de un încărcător de energie care îi dă, de altfel,
puterea ca El să vă fie sau să ne fie util și să comunicăm cu prietenii, cu rudele și cu cei dragi ai noștri. Așa și Sfântul. Noi nu vedem materia și nu mă opresc la imaginea care este una deosebită. De ce? Pentru că lângă Sfânt există un porumbel cu un finic care are un simbol, simbolul iubirii. Există o tăblie în care Sfântul ne spune cine mă va avea în casa lui. Iubirea, pacea, bucuria, bunăstarea vor lua locul întristării. Și există în mâna Sfântului un mănunchi de pătrunjel, pentru că poate nu știți, pătrunjelul este planta care este folosită de multe ori ca barometru al câmpului de energie minat sau câmpului pozitiv și v-aș ruga să faceți acest experiment. Puneți-vă un mănunchi de pătrunjel într-un borcan cu apă și dacă în casa voastră există duhuri rele, a doua zi se va usca. Iar dacă va rămâne crud, înseamnă că acolo există energia bună prin care vă hrăniți și voi, mintea, inima și sufletul, pentru că sufletul nostru poate trăi în fericire, în împlinire, sau poate trăi într-un iad al suferinței permanente în care suferă, în care plânge și la care de altfel nu mai știe care este drumul și calea pe care trebuie să o apuce pentru a-și găsi rezolvarea. Pe toți, iubiții mei, cei care aveți supărări și necazuri, vă trimit și vă recomand să mergeți la biserici. Nu-L căutați pe Dumnezeu doar când aveți necazuri, căutați-L și atunci când vă merge bine. Cei care aveți drum prin București, cei care aveți drum prin voluntari, Pipera, și doriți să ne vizitați, cu mare drag vă voi primi de fiecare dată. Cu mare drag vă voi primi și pe cei care veniți, mă găsiți și mâine sau azi. Veți veni la Sfânt să vă rugați și să-i spuneți: Sfinte Pangratie, așa precum i-am rugat și pe ceilalți sfinți, te rog și pe tine, mijlocește înaintea Tatălui Ceresc ca necazurile mele și supărările mele să nu mai fie, să mă eliberez de ele și să cunosc darul binecuvântării, să spuneți amin. E atât de important să știi folosi acest timp pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru a-ți construi fericirea. Dar să știți că nimic din ceea ce aduce fericire nu poate fi construit fără jertfă. Ca să iubești pe cineva, trebuie să îi acorzi jertfa timpului tău. Și să știți că de multe ori mă simt jenat față de soție, că o mare parte din timpul meu, în loc să-l petrec în familie, vi-l dedic dumneavoastră, celor care aveți la rândul vostru necazuri, probleme, supărări. Dar prin înțelepciunea, prin dragostea și iubirea pe care o poartă, înțelege. De aceeași înțelegere, iubire, răbdare, pace, vă rog și pe voi să oferiți și să vă rugați pe Dumnezeu să aveți parte, pentru că e greu să fii astăzi singur, e greu să ai anumite probleme și să n-ai cui să te plângi și e greu de multe ori să știi că ai o anumită problemă și nu știi unde să, la cine să te adresezi, ce și cui se cere ajutorul. Iubiții mei,
de a-ți ști cât de frumoasă poate fi viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu, dacă noi, pentru câteva minute, ne-am oprit din goana după adunat, după averi, după a construi lucruri care oricum vor rămâne în ziua în care vom pleca și care vor aduce, probabil, după moartea noastră, multă neliniște celor care se vor lupta să le împartă. Dacă pentru câteva minute ne-am oprit din această goană a vieții și am întrebat sufletul, privindu-ne în oglindă, poate cu lacrimi, ce vrei de la noi? V-ar răspunde, vreau liniște, vreau iubire, pentru că iubirea este cea care ne menține astăzi speranța vie că va fi bine. Iubirea este cea care, de fapt, vine ca sursă de energie de la Dumnezeu la oamenii care încă nu și-au pierdut nădejdea și încrederea în El. Iubirea este mărturisită de jertfa pe care sfinții mărturisitori pe care noi îi pomenim, de această iubire a jertfei au dat dovadă când, prin mucenicia lor, așa cum și Sfântul Pangratie, mare mucenic, a fost ucis contemporan fiind cu Sfântul Petru, pentru că el de fapt îl mărturisea pe Dumnezeu. Doar că ce nu înțelegem noi, că el n-a murit, a trecut de la materie la ceea ce numeam noi acum partea aceea nevăzută, la prezența pe care noi o putem simți și pe care noi de fapt o putem de altfel avea atunci când l-am chemat și îl chemăm în ajutor. Chemați-l în casa voastră, cereți-l în casa voastră pe Sfânt și în fiecare seară, rugându-ne cele 10 minute pentru sănătatea, pentru însănătoșirea celor bolnavi și pentru acest popor, veți primi și dumneavoastră ajutorul de la Dumnezeu, pentru că acolo unde construiești prin iubire, de iubire vei avea parte. Voi încheia această emisiune cu gândul că cei care astăzi m-ați urmărit, veți face acest efort ca măcar o dată să ajungeți la biserica din lemn și, dacă veți putea, din puținul, multul care îl aveți, să ne ajutați să construim racla Sfântului Pangratie ca pe data de 26 martie, când veți veni la noi, să vă bucurați și să vă închinați cu evlavie Sfântului Mare Mucenic Pangratie, ajutătorul, făcătorul de minuni și izbăvitorul de necazuri. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze viața voastră. Îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dorească viață frumoasă. Îl rog pe Bunul Dumnezeu ca orice necaz pe care îl aveți de azi înainte să vă elibereze de el și Sfântul Pangratie să devină mărturisitor al dragostei voastre, al credinței, al bunei cuvinte pe care veți încerca să o aveți rugându-vă ca viața voastră să se transforme în bucurie. Vă binecuvintez pe toți cu puterea dragostei, a iubirii și vă doresc multă, multă fericire. Vă aștept cu drag să ne întâlnim la bisericuță. Doamne ajută!